Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Nouă Librării. Invitata mea de astăzi este doamna Carmen Mușat. Bine ați venit la emisiunea noastră. Sunteți o persoană cu multiple deschideri către diferite zone, către diferite zone de activitate, către diferite zone de public. M-am gândit ca această ediție să o intitulăm Scriitorul și puterea, pentru că acest titlu, o carte de Gheorghe Crăciun, face trimitere către aceste, către mai multe zone. Pe de o parte, vreau să arăt la cameră această carte, Gheorghe Crăciun, Scriitorul și puterea, o carte îngrijită de dumneavoastră, așa, împreună cu Ana Crăciun. Dar mă gândesc acum la toată activitatea dumneavoastră de ani de zile de la Observator Cultural și la editorialele dumneavoastră. Mă gândesc la faptul că literatura poate reprezenta o putere sau nu. Rămâne să vorbim. Cu siguranță literatura este o putere, ignorată de unii, dar asta nu înseamnă că nu există. Dumneavoastră și, în general, Observatorul ați rămas cumva singular în această zonă a publicisticii românești. O revistă culturală care să aibă atitudine chiar pe anumite zone de interferență cu politicul, ca să nu spun pe zona politicului de-a dreptul. Cred că e necesar. Am mizat pe asta. De când am construit proiectul acestei reviste, am mizat pe o redefinire a politicului ca sferă culturală. Politica nu este doar zona în care se manifestă politicienii, dacă ne gândim la etimologia cuvântului. Da. Nu. Tot ceea ce se întâmplă în sfera politică ne atinge pe fiecare dintre noi și am încercat de-a lungul anilor în Observator Cultural să construim o conștiință politică a cetățeanului român, care căruia nu este indiferentă toată această închegare, să spunem, a lumii noastre. Cetățeanului român nu este, nu trebuie să-i fie indiferent ceea ce se întâmplă în jurul lui, ceea ce se întâmplă cu el și mai ales, credem noi, nu trebuie să aștepte întotdeauna ca altcineva să-i rezolve problemele, altcineva, un politician, un partid sau conducători care azi sunt, mâine nu sunt. Da, dar cât de departe credeți că poate să meargă un intelectual sau un scriitor, că intelectual e ceva mai restrictiv în această zonă? Este bun în zona de putere? Sau un scriitor ar avea mai degrabă vocație de opozant al unui regim? Dacă ne gândim la definiția pe care o dădea intelectualului, o dădeau intelectualului generații de scriitori de la începutul secolului 20, începând cu Emil Zola și sfârșitul secolului 19, nu? Și apoi cu Albert Camus, de pildă, intelectualul trebuie să fie întotdeauna un opozant al puterii. În momentul în care intelectualul urcă în barca puterii, el renunță la funcția lui primordială, aceea de critic al puterii. Sigur, ispita puterii i-a ademenit pe foarte mulți intelectuali din toate epocile și din toate zonele, dar eu cred că rostul unui intelectual este de a spune cu voce tare adevărul în fața puterii.
acesta este nu doar dreptul intelectualului, ci mai obligat. Ales datoria lui. Da. Da. Așa se definește un intelectual autentic. În momentul în care intelectualul face jocuri politice, în momentul în care intră în alaiul unui politician, eu cred că abdică, de fapt, de la misiunea lui cea mai importantă. Da, așa este, aceasta este și, și părerea mea. Foarte mulți ani, pe frontispiciul revistei Observator Cultural, stătea scris Spiritul critic în acțiune. Acum nu stă scris, dar există. Subînțelege. Această frază contează foarte mult pentru mine. Telespectatorii mei cred că s-au plictisit de câte ori m-au auzit vorbind despre necesitatea spiritului critic în orice domeniu practic al activității. Sigur aș că, vrea da. Un singur lucru să spun, legat și de discuția noastră de mai devreme. Spiritul critic e foarte necesar și rostul critic al intelectualului e foarte necesar. Nu înseamnă neapărat că orice critică este o critică distructivă. Nu, din poți contră. Face o critică a cărei finalitate să fie una constructivă. Sigur, mai ales că mă întorc chiar la editoriale. Cred că sunt analizele politice cele mai curate, cele mai, să zicem, utile, care chiar n-ar trebui să supere pe nimeni, să enerveze, da, să enerveze, să-și pună cel în cauză, cel vizat, așa o lupă critică pe sine, dar e vorba de o luptă a ideilor. O manifestare, zicem, superioară față de ce se întâmplă în general în media românească și mai ales în televiziuni și mai ales la televiziunile de știri, ca să zic așa. Da, cred că de fapt ceea ce ne lipsește nouă, nu doar în televiziuni, ci în general în presă, sunt dezbaterile. Dezbaterile autentice, dezbaterile de idei, nu atacurile la persoană. În general, am observat că există o tendință în spațiul nostru public către două extreme. Fie adorăm fără rest, fără limite, fie detestăm fără nuanțe și cred că niciuna dintre aceste atitudini nu este benefică unei construcții. Și încercăm din acest punct de vedere să ținem un echilibru între idolatrie și ură. Da. Sunt, bineînțeles, foarte mulți contestatari, chiar ai Observatorului. Fiecare revistă are, sau fiecare grupare, fiecare instituție, putem generaliza oricât. Da, există contestatari. La un moment dat, un critic literar, de altfel un intelectual de vârf, spunea la un moment dat despre Observator că este revista campioana corectitudinii politice. Și o spunea în sens ironic. Cum ați putea comenta așa, o astfel de afirmație? La limită, ca să zic așa, pentru că dacă iau literal, e foarte bine, adică n-ar fi neapărat. Cine face afirmații de genul acesta nu cunoaște nici revista Observator Cultural și mai ales nu cunoaște sensul conceptului de corectitudine politică. Da, e vorba de Mircea Mihăieș. În general spun nume, nu mă feresc neapărat de nume. Mircea Mihăieș este un intelectual respectabil, un critic și așa mai departe, dar are opiniile lui și... Un critic și un teoretician foarte bun, dar din punctul de vedere al opiniilor întotdeauna ne-am situat pe poziții și mai ales al afilierilor politice. Da. Ne-am situat pe poziții adverse pentru că în vreme ce timp de 10 ani a fost afiliat unui personaj politic, n-a acceptat niciun fel de critică venită
făcută cu bună credință, nici măcar criticile cu bună credință făcute. Dar nu despre asta e vorba. Hai să vedem. E adevărat că există foarte multe exagerări ale unora care, mai ales peste ocean, care în numele corectitudinii politice susțin de multe ori aberații. Asta nu înseamnă că tot ceea ce presupune corectitudinea politică, toate principiile care au fost introduse pentru a regla cumva viața socială, trebuie aruncate la gunoi, pentru că există unele exagerări. La noi, corectitudinea politică de la bun început a fost agitată așa ca un fel de sperietoare. E cumplit, e comunism. Supusă ironiilor. Eu nu cred că încercarea de a tempera excesele maciste din spațiul nostru public este o greșeală. Eu nu cred că încercarea de a atrage atenția asupra unor derapaje șovine, antisemite, misogine, înseamnă, repet, o atitudine greșită. Da. Depinde ce vrei să iei din corectitudinea politică. Dar cum ne putem da seama noi, aici în România, în cultura noastră, de limitele corectitudinii politice? Cam care ar trebui să fie aceste limite? Pentru că și din ceea ce ați spus dumneavoastră, adineaori, se înțelege clar că există multe exagerări, mai ales pe ocean, dar sigur și la noi foarte mulți au adoptat multe dintre aceste exagerări. Mai mult decât atât, am senzația că mai multe exagerări le-au prins în unele cazuri. Dacă n-aș spune asta, nu cred. Mă gândesc la critica feministă și am văzut mai multe articole. Acum, da. Dacă vorbim de limite, cred că limita e cea impusă de bunul simț. Exact, de nu? Bunul simț. Dar bunul simț este un ținător de spiritul critic, da, mai sănătos, așa. Cumva să ieșim cu voia dumneavoastră din această zonă a interferenței dintre politic și cultural pe ansamblu, să discutăm puțin despre proiectele dumneavoastră, pentru că v-am invitat în calitate de cercetător, de scriitor, de critic teoretician și toate celelalte calități. Am aici și aș vrea să arăt la cameră o carte apărută într-o colecție care a publicat, unde au apărut foarte, foarte multe cărți bune, să nu uităm, Paralela 45, înainte de Polirom. Da, la sfârșitul anilor 90 a publicat o serie, câteva colecții foarte bune, în general scriitori 80-iști și 90-iști, așa, perspective asupra romanului românesc postmodern și alte ficțiuni teoretice. Reținem de ideea ficțiunii teoretice deocamdată și ca să arătăm acum strategiile subversiunii, incursiuni în proza postmodernă, sper că se vede bine la cameră. Am aici ediția a doua, tot la Paralela 45 a apărut ediția întâi, da? Nu mai rețin anul, cred că 2003? În 2002. În 2002, așa. Da? Canonul și tarotul, o primă carte de publicistică, eu le aștept, da, și pe celelalte. Să vă spun că chiar nu vreau să vă aduc așa laude, așa pur și simplu. În ceea ce privește, unii nu au de ce să-și strângă editorial. Dar există anumite zone, cum este cea reprezentată de Observator, în care, așa cum am vorbit adineaori, se dezvoltă această cultură, această cultură politică, această pedagogie politică, această, și când, acum nu mă refer neapărat la politic în sensul obișnuit, ci și în sens cultural, la ideea de polis și așa mai departe.
Și e vorba de o direcție până la urmă. Chiar există necesitatea ca cei care fixează anumite direcții în cultură să-și publice aceste cărți de publicistică. Scuzați-mi tautologia așa sau repetiția. Da, o să urmeze, dar am preferat să amân publicarea unei cărți în care să adun articole disparate, deși există o continuitate între ele. Cronica unor ani. Da, într-adevăr. E un fel de jurnal indirect acesta. Da. Dar am preferat să amân pentru că mi s-a părut mai important să gândesc niște cărți, să construiesc niște cărți de critică și teorie literară. Da. Și chiar anul acesta o să apară la editura Polirom un volum la care am lucrat în ultimii aproape 6 ani, Frumoasa necunoscută. În colecția Litere, iată că... În colecția Collegium, Collegium a editurii Polirom, da, subtitlul acestei cărți este Literatura și paradoxurile teoriei. Și am încercat să regândesc o serie de concepte ale teoriei literaturii, pornind dinspre literatură, înspre teorie și cumva încercând să pledez pentru lectură, pentru literatură și mai ales pentru redescoperirea legăturii profunde dintre literatură și lume, dintre teorie și literatură, teorie și lume, istorie. Da. Pentru că, spuneam adineaori, că voi reveni la ideea de ficțiune teoretică. Uh-huh. Dacă în această carte, apropiată de început a dumneavoastră, mai apropiată de debut, era ideea de ficțiune teoretică, acum vorbiți despre o ancorare a teoriei în istorie. Nu? Da. Despre o mai apropiată funcționare în paradigma aceasta. Da, atunci când am folosit termenul de ficțiune teoretică, am recurs la sensul etimologic al cuvântului ficțiune, care înseamnă modelare, interpretare, de fapt. Da. Și orice perspectivă teoretică modelează într-un anumit fel, subiectiv, nu obiectiv, pentru că teoreticianul este o subiectivitate, modelează tot materialul pe care îl prelucrează. Fie că e vorba de literatură, fie că e vorba de concepte, totul este interpretare. Da, s-a vorbit la noi foarte mult despre obiectivitatea criticii. Acum, nu știu, noi avem o tradiție critică, na, în cultura noastră, Lovinescu, Ibrăileanu, Călinescu și așa mai departe. Se vorbea despre obiectivitate. Se vorbea și despre gust, deci despre subiectivitate. Călinescu a lămurit lucrurile astea încă din anii 20 ai secolului trecut, spunând foarte tranșant că nu există obiectivitate, că obiectivitatea se reduce la onestitatea cercetătorului, da, a criticului, și la autenticitate, autenticitatea documentului pe care își întemeiază și cu care își argumentează perspectivele critice, conceptele, interpretările. Da, până la urmă, obiectivitatea ar fi o sumă de subiectivități, până la urmă, o medie, da. Da. Vreau să arăt la cameră și dincolo de literatură, antologie, da, Lucian Raicu, da, antologie și comentarii de Carmen Mușat, apărută la editura Hasefer în 2008. Da. Aceasta e o carte la care eu țin în mod deosebit. Pentru mine a fost o provocare
În momentul în care editura HSFR mi-a propus să fac o antologie din critica, din cărțile lui Lucian Raicu. Și recitind cărțile lui Lucian Raicu, mi s-a părut foarte dificil să selectezi ceva anume, pentru că e unul dintre cei mai subtili, cei mai rafinați creatori de discurs în sensul lui Foucault de la noi, din spațiul nostru cultural. Și atunci am decupat, într-adevăr, urmărind câteva teme, dar tot decupajul acesta am simțit nevoia să-l însoțesc cu propriile mele reflexii, pe de o parte în marginea textului lui Raicu, pe marginea temelor pe care Raicu le discută, dar în același timp am simțit nevoia să-l pun cumva pe Lucian Raicu în dialog cu el însuși, punând alături fragmente diferite din cărțile lui. Și... Da, Lucian Raicu este într-adevăr un critic spectaculos, un creator de limbaj critic, așa cum ați spus dumneavoastră, uneori și un om și un, iarăși, mă repet, deci, un critic generos. Da. Scria cu acea plăcere a interpretării, mergea miezul operei. De asta mă gândesc că chiar a fost foarte greu, v-a venit foarte greu să faceți aceste, să le numesc așa, decupaj. Pentru că era un cititor îndrăgostit de literatură și îndrăgostit de operele pe care le comenta și asta se vede în fiecare cuvânt și în fiecare rând al cărților. Cultiva chiar așa și, chiar și un delir controlat. Dacă stăm să ne gândim la cartea asta despre spiritul creator. Da, acolo e într-adevăr spune chiar delir controlat, dar cred că dincolo de reproșul pe care l-au făcut unii dintre comentatorii săi, și anume că e un critic impresionist care respinge teoria, Raicu era un om îmbibat de teorie. Își crea conceptele pe măsură ce avansa în discurs. Citise teorie, dar nu simțea nevoia să afișeze în mod ostentativ tot acest bagaj foarte consistent de lecturi critice și teoretice pe care le avea pe lângă lectura operelor literare. Da, și ca să mergem mai departe în coerența ideilor de la care am plecat, am ajuns, da, la Scriitorul și puterea, o arăt iarăși la cameră, am arătat-o când am precizat numele acestei ediții. Să vorbim puțin despre această serie de autor Gheorghe Grăciun. Chiar mi-aș dori să știu cum a luat naștere, care au fost pașii preliminari, istoria și povestea acestei opere, care, iată, în fiecare an, da? Sau aproape în fiecare an, apar două... În fiecare an. Da, în două cărți. Da, e un proiect la care țin foarte mult, această serie de autor Gheorghe Grăciun. Un proiect pe care l-am demarat împreună cu fiica lui Gheorghe Crăciun, cu Oana Crăciun, care deține și întreaga arhivă a tatălui ei și a făcut o muncă extraordinară de inventariere a întregii arhive. Și proiectul l-am demarat în 2014. În 2014, 2015, 2016, de fiecare dată la Gaudeamus am lansat câte două volume din această serie. Seria a apărut datorită entuziasmului a doi oameni, Silviu Lupescu, directorul editurii Polirom, care deținea atunci și Cartea Românească, editura Cartea Românească, și Mădălina Ghiu,
Cred că unul dintre cei mai minunați redactori de carte, prin mâna ei, prin mintea ei, au trecut, cred că, foarte multe cărți, și literatură, și critică, și teorie. Toate colecțiile de la Cartea Românească, din perioada Polirom, ea și nu mai vorbesc înainte, activitatea. Da. Ea le-a gestionat. Și anul acesta vom scoate Icebergul poeziei moderne, îl reedităm, și un volum inedit de poezii de Gheorghe Crăciun. Am gândit împreună aceste două volume, cumva teoria, Icebergul poeziei moderne, și practica. Gheorghe Crăciun a debutat ca poet, a debutat în presa culturală ca poet. Din 76 n-a mai scris poezie, a început să scrie proză și e cunoscut ca prozator și eseist și teoretician și profesor extraordinar. Dar el a fost la începuturile lui un poet, și un poet de mare calibru și de mare calitate. Se va vedea când vom publica acest volum. Și de altfel, tot ceea ce a făcut ulterior ca prozator și ca teoretician a avut tangență cu poezia. Dar știți cumva, lucrând la această ediție, ați aflat de ce s-a lăsat de poezie? Pentru că el o mărturisește în câteva interviuri, nu s-a considerat un poet suficient de bun și a simțit nevoia să pună punct poeziei, pe care a considerat-o un soi de exercițiu în vederea prozei. Dar nu e un caz singular. S-au mai văzut asemenea situații. Ceea ce vreau să spun este că această, să spunem, factură de poet, substanță de poet, răzbate în tot ceea ce a scris ulterior Gheorghe Crăciun. Seria aceasta de autor are până acum 6 volume. În primul an au apărut Acte originale, copii legalizate, în tandem cu Mecanica fluidului. Da. De fiecare dată am gândit să scoatem câte două volume între care să existe o legătură. A urmat apoi compunerea cu paralele inegale, reeditarea compunerii cu paralele inegale, și acest volum, Scriitorul și puterea, sau Despre puterea scriitorului, este titlul unui eseu pe care l-a publicat Gheorghe Crăciun chiar în 1990, la foarte puțin timp după Revoluție. Este o carte care nu se regăsește în bibliografia lui Gheorghe Crăciun, alcătuită din reeditarea a două cărți de publicistică pe care el le-a scos în anii 90, dintre care, Cu garda deschisă, un volum publicat în 1998, era o carte despre care el a spus că e cel mai nemulțumit și că n-ar mai reedita-o. Spune lucrul acesta la un moment dat într-un interviu pe care i l-a luat Marius Chivu. Că simte că nu-l mai reprezintă acea carte și nu ar mai reedita-o. Pornind de aici, de la această afirmație a lui Gheorghe Crăciun, am pus alături, în Scriitorul și puterea, sau Despre puterea scriitorului, publicistica lui din Reducere la scară și Cu garda deschisă, scoțând din aceste două cărți paginile de jurnal și paginile și corespondența cu Mircea Nedelciu.
în ideea că vom publica la un moment dat în seria de autor un jurnal și corespondență, mai multe volume de corespondență, pentru că Gheorghe Crăciun este probabil în literatura postbelică unul dintre scriitorii cu cea mai bogată, scriitorii români cu cea mai bogată corespondență. Da, are și către Alexandru Mușina. Da. Sunt foarte multe scrisori și foarte consistente scrisori, pentru că înainte de, în anii 80, de anii 70, anii 80 și chiar la începutul anilor 90, până când au apărut e-mail-ul și telefoanele mobile, scrisoarea încă funcționa ca un instrument de nu doar de comunicare, mijloc de comunicare, ci și ca un mod de a-ți face indirect, nu indirect, dimpotrivă, chiar foarte direct, un portret. Și sunt minunate aceste scrisori către Mircea Nedelciu, către Dumitru Țepeneag, către Alexandru Vlad, foarte multe. Foarte multe și, repet, de o calitate a dicțiunii. Da. Fantastic. Dacă tot am ajuns aici, să vă întreb ce se pierde din această absență a stilului epistolar de astăzi. El cumva se regăsește în mail-uri și așa mai departe, dar probabil că nu are aceeași consistență și poate nici aceeași semnificație. Depinde de cei care intră în dialog. Eu cred că și astăzi schimburile pe mail între doi oameni care au ce-și spune unul altuia poate să fie foarte consistente. Dar astăzi problema e viteza, ritmul în care trăim, nu atât mediul în care comunicăm. Pentru că eu cred că și pe mail poți redacta scrisori, mesaje foarte pline de conținut. Problema nu e mediul, ci viteza în care trăim și în care trebuie să rezolvăm o multitudine de probleme. Suntem obișnuiți să rezolvăm repede multe. Da. Mi-aduc da. Aminte când au apărut telefoanele mobile, mulți au refuzat să aibă telefon mobil, chiar dacă aveau posibilitate. Deci nu... Da. Așa. Dar până la urmă au rămas foarte puțini cei care și astăzi nu au un telefon mobil. Pentru că altfel se creează relațiile. Altfel oamenii mai de mult, cu câțiva ani în urmă, destui, își dădeau o întâlnire de pe o zi pe alta, fixau din timp. Acum ne întâlnim, ne dăm telefon, că am ajuns, cred te așteptăm. Cred că inamicul scrisorii nu e mail-ul, ci telefonul. Telefonul mobil, pentru că într-adevăr acum ești în trafic blocat și nu ai ce să faci, pui mâna pe telefon și comunici, nu mai ai timp să scrii o scrisoare. Da. Și ca o curiozitate personală, Icebergul poeziei moderne va conține și lucruri inedite? Va conține câteva. În primul rând, vom reproduce mai multe variante de sumar, pentru că Icebergul poeziei moderne este o carte la care Gheorghe Crăciun a scris mai bine de 20 de ani. A început în 81, când a publicat primul lui text critic într-o revistă culturală românească, un text despre Bacovia. Bacovia și poezia lui Bacovia l-au preocupat constant de-a lungul acestor ani și de la poezia lui Bacovia, mergând, construit, apelând și la teoria lui Vianu, referitoare la tranzitiv-reflexiv, a construit conceptul de poezie tranzitivă
și-a făcut o lucrare pentru obținerea gradului întâi, care se refera la poezia lui Bacovia și la poezia tranzitivă, lucrare predată în 86 și susținută în 87, și apoi a transformat această idee, acest concept, în tema tezei lui de doctorat, la care a lucrat de-a lungul anilor 90, și a susținut în 97 doctoratul și ulterior i-au mai trebuit încă aproape 5 ani ca să transforme această teză de doctorat într-o carte, în Icebergul poeziei moderne, titlu pe care l-a descoperit destul de repede. A publicat de-a lungul anilor 90, între 90 și 92, o suită de comentarii pe marginea poeziei moderne sub această titulatură, Icebergul poeziei moderne. În Arhiva Crăciun, e fascinant să umbli în Arhiva Crăciun, există 4 bibliorafturi care conțin toate metamorfozele acestui volum. Și da, Icebergul poeziei moderne, ediția care apare în seria Crăciun, are câteva surprize. Da. Eu știu că Gheorghe Crăciun a mai avut o carte, da? Un curs universitar, eu l-am folosit chiar în cercetările mele, Teoria literaturii. Introducere în teoria literaturii și urmează să-l publicăm, da? Și pe acela, la un Bun, moment dar dat. Sunt două. Unul care a apărut sub formă de carte, uh-huh. iar altul care nu a fost niciodată publicat, decât bătut la mașină și s-a litografiat, nu mai știu, așa, și se găsea la Universitatea din Brașov. Eu am un Xerox după această lucrare. Nu pare decât o bătut la mașină, nu pare uh-huh. publicat. Acolo unde se analiza chiar pe sine, după model lăvinescian, călinescian, uh-huh. la romanul postmodern, vorbea despre el și despre Nedelciu, de exemplu, uh-huh. și analiza uh-huh. procedeele narrative utilizate de cei doi romancieri uh-huh. fruntași obziciști. Uh-huh. Da. Această carte, la această carte vă referiți? Nu știu la care vă referiți. Eu mă refer la Introducere în teoria literaturii, care a apărut la editura Cartier. Da, e altceva, cu totul și cu totul altceva. Chișinău. Dar în arhivă există o carte pe care intenționăm să o publicăm odată cu Introducerea în teoria literaturii. Este o carte de concepte ale teoriei literaturii. E o carte inedită și o vom publica cât de curând. Știu că a apărut și la Dracu Sartă, dacă nu mă înșel, o carte de da. Gheorghe Crăciun inedite. Da. În 2010 am publicat la Dracu Sartă sub titlul Viciile lumii postmoderne. Am publicat toate textele pe care Gheorghe Crăciun ni le-a dat spre publicare în Observator Cultural, începând din septembrie 2006 până în decembrie 2006. Ultimul text l-am publicat postum în ianuarie 2007. Da. E o carte foarte puternică aceea, pentru că este o analiză a lumii noastre din perspectiva unui scriitor și a unui teoretician, nu doar al literaturii, ci a unui teoretician al culturii. O vom reedita și pe aceea. Da, aș vrea să vorbim despre cartea care urmează să apară peste puțină vreme la editura Polirom. Dacă puteți să ne spuneți câteva cuvinte despre ea. Deja ne-ați spus că e vorba de acea intersecție cu istoria.
Da, e chiar mai mult decât o intersecție cu istoria. Cred că este o prejudecată aceea că teoria literaturii și conceptele teoretice în general sunt aistorice, refuză istoria și datorită gradului mai mare de abstractizare nu au nicio tangență cu istoria. Eu am încercat să demonstrez în această carte că orice concept, orice perspectivă teoretică îi aparține unui teoretician, unui subiect care trăiește într-un anumit moment, context, într-un anumit context istoric, politic, geografic și că toate acestea se repercutează în modul în care el înțelege literatura și vorbește despre literatura. Și am încercat să demonstrez această înrădăcinare a teoriei în istorie citind câteva concepte literare propuse de teoreticieni din epoci foarte diferite. Cei la care m-am oprit sunt Bakhtin, Mihail Bakhtin și conceptul de carnavalesc, apoi Erich Auerbach cu teoria figurii și modul în care vorbește despre cicatrice și rană în Mimesis, Paul de Man, cel care a elaborat unul dintre fondatorii deconstructivismului american, Maurice Blanchot, despre care nu știu cât de multă lume știe, că a fost unul dintre cei mai agresivi și vehemenți susținători ai extremei drepte franceze la, în tinerețea lui. Când s-a instalat. Da. În anii, la începutul anilor 40, 37-39, după, devenit Maurice Blanchot după încheierea celui de-al doilea război mondial, din fervent susținător al extremei drepte, în fervent susținător al ideologiei comuniste și al Partidului Comunist Francez, și Tzvetan Todorov, și el unul dintre fondatorii structuralismului. Da, una dintre personalitățile cele mai importante care a plecat dintre noi în ultima... Da, așa este. Vreme, da. Dacă am făcut acum această radiografiere a activității dumneavoastră de cercetător și teoretician... Scurtă dare de seamă. Scurtă dare de seamă, da. Da. Așa. Vreau să ne întoarcem puțin la observator și la modalitățile prin care această revistă reușește să-și facă cunoscut programul. Și mă gândesc acum la premiile Observator Cultural. Probabil cele mai importante premii și cele mai credibile. Am auzit pe mulți oameni, am auzit pe mulți oameni spunând că premiul Observator Cultural este cel mai important la ora actuală, ca notorietate și prestigiu. Așa, cel puțin. Mă bucur să aud asta, pentru că într-adevăr în 2007, când am inițiat aceste premii, scopul acesta a fost să încercăm să impunem în spațiul cultural românesc premiul Observatorului, indiferent că e vorba de premiul pentru poezie, pentru proză, pentru critică și istorie și teorie literară sau memorialistică, debut, ca un premiu despre care nimeni să nu poată spune, și la premii mă refer, dar și la nominalizări, nimeni da. Să nu
pună întrebarea în momentul în care citește lista nominalizărilor și apoi lista premiilor date de-a lungul anilor, ce caută X pe această listă? E foarte greu să ajunge pe această listă, nu? Aproape 20 de oameni. Da, sunt cei peste, care, da? Uneori chiar peste 20 de oameni cei care votează. Nu e foarte greu. Eu cred așa, din experiența celorlalte instituții care dau premii și de la noi și din alte țări. Premiul e unul sau două, cel mult, pentru o categorie. Da. Scriitori buni sau cărți foarte bune sunt mai mult de una sau două. Sunt mai multe uneori și decât numărul de nominalizări, 5. Întotdeauna te poți întreba de ce X n-a intrat pe lista aceasta. Pentru că nu poți cuprinde pe o listă de nominalizări sau pe o listă de premianți toate cărțile foarte bune dintr-un an. Dar, și cred că e o întrebare legitimă asta, oricând ne-o punem, de ce n-a intrat și X? Mai rău este însă când, citind o listă de nominalizări sau o listă de premii, dacă te duci în urmă, întrebarea pe care ți-o pui este: ce caută X pe această listă? Altfel spus, încercăm să punem pe acea listă doar pe acei autori care sunt incontestabil valoroși. Doar acele cărți care sunt incontestabil valoroase, asupra cărora nu planează niciun semn de întrebare. Că nu le putem premia pe toate, asta e foarte adevărat, și că uneori îți pare rău că nu a luat și X un premiu, dar cred că asta e firesc. Mai nefiresc ar fi să spui de ce a luat, cum de a putut lua X premiul acesta când nu merita să fie nici măcar pe lista de nominalizări. Acolo e problema. Da, au mai fost situații, probleme, dacă mi-amintesc bine, în legătură cu un premiu al publicului. Nu mai știu ce an, nu mai știu ce... Nu, asta e altceva. Da. Am și renunțat la premiul publicului pentru că acel premiu apărea, era decis în urma voturilor voturilor online. Și pentru că am înțeles la un moment dat că se pot face tot felul de, nu știu, se poate vota multiplu, și atunci am renunțat. Dar celelalte premii sunt premii decise de jurii, două jurii. Primul juriu, cel care stabilește nominalizările, e alcătuit din peste 20 de critici și redactori ai revistei care scriu despre cărțile nou apărute. Și în urma votului lor apar nominalizările și apoi nominalizările sunt judecate, evaluate de un... Cărțile nominalizate sunt evaluate de un juriu care e în linii mari același an de an, deși de-a lungul timpului sau componența juriului a variat. S-a mai schimbat, da. În Observator ați vorbit des despre ce se întâmplă în România și despre încremenirea în proiect în multe dintre situații. Nu e o sintagmă care mi aparține, încremenirea în proiect. Totuși, ce credeți că ar trebui făcut? Ce credeți că ar trebui să facem noi cu toții pentru a depăși această stare de fapt? De a nu mai ajunge să, indiferent de entuziasmul cu care plecăm la drum, să rămânem undeva așa suspendați. Să nu ne mai ducem proiectele până la capăt. Cred că ar trebui să nu ne fie indiferent ce se întâmplă în sfera politică. 1. 2. Cred că ar trebui să renunțăm la atitudinea noastră cumva defensivă și la mentalitatea merge și așa, nu pot să fac nimic, asta e, sunt prea mic, n-am putere. Nu.
dacă renunțăm la asta și știm să ne cerem drepturile și să punem presiune pe cei care prin votul nostru au ajuns să ne reprezinte în parlament, în structurile guvernamentale, poate că am reușit să schimbăm ceva. Acum există mentalitatea că politicienii, parlamentarii, miniștrii, toți cei care decid, sunt cumva deasupra tuturor. Ei sunt un fel de stăpâni ai realității cotidiene și ai vieților noastre. Nu, ei nu sunt stăpânii. Stăpânii suntem noi. Nu, nici măcar partenerii. Ei sunt slujbașii. Ei sunt în slujba noastră, nu noi în slujba lor. Dacă oamenii ar înțelege lucrul acesta, s-ar schimba foarte multe. Pentru că dacă eu văd că fură, da? Că îmi fură cineva, îmi umblă în geantă și îmi fură geanta și stau și zic n-am ce să fac. Să-l să fure. Atunci sigur că o să plece cu geanta mea, nu? Dar eu pot să fac ceva. Da. Pot data viitoare să-l sancționez la vot. Pot să la nivel local să pun presiune pe partide să trimită acolo oameni de bună calitate. Doamna Carmen Mușat, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația mea. Dragi telespectatori, aceasta a fost ediția de astăzi. Am vorbit despre scriitorul și puterea. Vă dau întâlnire la ediția viitoare.